Eu am 20 de ani de când am plecat de aici. Cu jale pentru situația și felul cum vedem lucrurile, dar asta e adevărul. Ce nu oferă Botoșani? Siguranța zilei de mâine. 2022, august, municipiul Botoșani. Este luna în care străzile orașului prind viață pentru că mulți dintre cei plecați se întorc acasă. Altfel, de la an la an, orașul e mai pustiu. 17 ani. Și ca să veniți doar în vacanțe? Da, doar un pic în vacanță și plecăm. Nu v-ați întoarce definitiv? Nu, niciodată. De ce? Am fata la liceu, băiatul la măgă la școală. Nu avem condiții din partea statului. Locurile de muncă, nu se asigură locuri de muncă, nu se respectați oamenii. Și să vă mai spun o chestie, și eu am copil plecat și bine să plâng. Datele provizorii ale recensământului plasează municipiul Botoșani printre localitățile care au pierdut un număr mare de locuitori în ultimii 10 ani. În trecut erau peste 105.000 de locuitori, dar după recensământ s-ar putea să fie cu peste 20.000 mai puțin. Se găsesc foarte multe locuințe neocupate, iar populația ar tinde undeva spre 85.000. Vă îngrijorează situația? Deloc. Municipiul este astăzi de rang 2, nu poate fi degradat din punctul meu de vedere, din aceste considerente, pentru că situația cu scăderea populației este la nivel național. Și atunci toate reglementările vor fi actualizate. În cazul altor localități care în urma recensământului vor ieși cu o populație mult redusă, explicațiile au legătură cu reorganizarea. De exemplu, până în urmă cu aproape două decenii, comuna Malnaș din județul Covasna era formată din 5 sate. În anul 2004, două sate au decis să se desprindă. Astfel, de la o comună cu aproape 5.000 de locuitori, Malnaș a ajuns la o populație de circa 1.000 de cetățeni. Sunt locuitori care merg la lucru în străinătate, dar doar periodic, deci 2-3 luni, jumătate de an și după aceea se reîntorc. N-a scăzut deloc. Mai mulți au venit. Copiii se mai nasc? Puțini. Uh-huh. Puțini. Viitorul nu arată bine, spun specialiștii. 2030, dacă avem același trend, vom ajunge undeva la 18 milioane și vom fi depășiți de țările de jos în ierarhia Uniunii Europene. Populația României a urmat să cadă dramatic după toate prognozele care există. Pentru 2050 se așteaptă, se prognozează o populație de între 15 și 16 milioane. Primele date ale recensământului arată o populație de 19 milioane de locuitori, cu un milion mai puțin față de 2011.